Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Adevăruri Istorice Ascunse. Astăzi vorbim despre cum a fost dezgropat Ștefan cel Mare și cum a fost găsit. Corpul lui se afla pe 13 drugi de fier, iar capul era despărțit de trup, așezat pe niște cărămizi. Vom vorbi și despre câte bătălii a purtat Ștefan cel Mare și câte a câștigat, câte mănăstiri a construit și de câte ori a fost însurat. Ultima soție a lui Ștefan cel Mare era fiica lui Radu cel Frumos, care era fratele lui Vlad Țepeș. Maria Voichița a devenit din prizonieră doamna Moldovei. În primul rând trebuie să spunem că Ștefan cel Mare a fost înmormântat în 1504 la mănăstirea Pudna, care a fost titoria lui. Iar după mai bine de 250 de ani, în anul 1758, luna februarie, a fost prima sa desfumare. La cererea mitropolitului Iacov Pudneanu s-a deschis pentru prima dată mormântul domnitorului Ștefan cel Mare. Se vorbește și acum de uluirea care s-a așternut pe fețele preoților și călugărilor prezenți la acel eveniment. În zapisul mitropolitului aflăm câteva detalii deosebit de interesante, informații puțin cunoscute și care, din diferite motive, au fost permanent filtrate și ascunse. Voievodul fusese mormântat fără sicriu, acoperit doar de o mantie domnească, așezat pe 13 drugi de fier, iar capul era despărțit de trup, fiindu-i sprijinit pe câteva cărămizi zidite. În noiembrie 1856, la stăruința egumenului de Putna, Artimon Bortnic, o comisie oficială austriacă din Bucovina a redeschis mormântul de la Putna al domnitorului Ștefan cel Mare a doua oară. Însărcinatul oficial al acestei misiuni a fost concepistul guvernial Anton Snogbach, asistat în calitate de comisar spiritual de către Teoptiz Blazevich, asesor imperial consistoral. Conducerea tehnică a lucrărilor a fost sigurată de inginerul Anton Rol, iar asistența sanitară de către un expert. La cea de-a doua desfumare, osemintele voievodului nu au fost atinse, dar din așezarea lor, între ghilimele, se putea stabili cu toată siguranța că mormântul fusese înainte încă o dată deschis, cu care prilej rămășițele domnitorului au fost schimbate într-o altă poziție decât fusese așezate la început. Am încheiat citatul. Cadavrul, iată ce spunea un alt citat. Cadavrul, cu totul descompus și acoperit de fărămiturile zidurilor mormântului, era așezat pe 13 bare de fier, ce erau așezate pe amândouă părțile laterale ale mormântului. Din partea de sus a corpului nu se mai vede nimic. Și pe un căpătâi de zid gros de 12 țoli, ce se găsește în partea capului, se află partea de sus a craniului, încă destul de bine întreținută, lipsit de orice acoperământ. Aceste rămășițe ale craniului sunt așezate la o distanță de 5 țoli departe de celelalte resturi ale cadavrului, îndepărtate de osul frontal, cât și de amândouă oasele laterale ale craniului, care între timp s-au rotunjit prin putrezire. Această împrejurare, ca și celelalte înainte citate, lasă să se presupună cu siguranță că capul acestui cadavru ar fi fost schimbat pe cale mecanică din poziția sa naturală încă cu mult timp în urmă. Se vorbește despre călugărirea domnitorului înainte de moarte, se vorbește despre aceste 13 bare de fier care ar reprezenta pe cei 12 apostoli și pe Maica Domnului. Dar să vedem care sunt alte mărturii legate de această dezgropare a domnitorului Ștefan cel Mare. Trecerea pe patul de moarte la monahism nu este singulară. A mai fost întâlnită și la alți domnitori. Avem și alte date în acest sens și s-a realizat doar pentru ispășirea păcatelor. Un argument deosebit de interesant aduce și scriitorul Vasile Andru. În volumul Misticii din Carpați, scriitorul povestește un lucru tulburător. În Sfântul Munte Athos circulă printre bătrânii pusnici o informație conform căreia, în perioada copilăriei, Ștefan cel Mare ar fi fost
Aici și-ar fi dus o viață isihastă. Călugării bătrâni spun că au primit informația prin viu grai de la înaintașii lor din generație în generație. Tăierea capului voievodului era un ritual care se înscrie în tradiția dacilor, prin care era cinstit marele profet Orfeu. În ceea ce privește călugărirea lui Ștefan cel Mare înainte de moarte, dincolo de natura momentului, rămâne încă un subiect de analizat. Câte bătălii a purtat Ștefan cel Mare și câte biserici a ridicat? Se spune că pentru fiecare biserică a ridicat câte un locaș sfânt. Ștefan cel Mare a purtat 36 de bătălii, dintre care a câștigat 34. Domnul însuși ne răspunde la această întrebare: câte bătălii a purtat, într-o scrisoare din 1502 a medicului Mateo Muriano, care îl îngrijea și căruia Ștefan îi spune: am purtat 36 de lupte de când sunt domnul acestei țări, dintre care am fost învingător în 34 și am pierdut două. Cele două înfrângeri sunt primul asediu nereușit al cetății Chilia din 1462, unde Ștefan cel Mare a căpătat o rană la picior, rană care după aproape 50 de ani s-a redeschis și care i-a cauzat moartea, și lupta de la Valea Albă din 1476. Nu se știe cu exactitate câte biserici a ridicat Ștefan cel Mare, însă tradiția vorbește de un număr de 40 de lăcașuri sfinte, pentru 30 dintre acestea existând date certe de identificare. De la 21 dintre ele s-au păstrat pisanile. Ritmul de construcție a fost diferit de-a lungul domniei. Din întreaga perioadă, 1457-1486, este cunoscută cu certitudine o singură ctitorie, mănăstirea Pudna, unde este și înmormântat Ștefan cel Mare. În schimb, din anii 1486 până în 1504, anul morții domnitorului, datează 19 ctitorii domnești și 2 boierești construite, și câte 2 în același an. Este desigur greu de crezut că în răstimpul 1457-1486 Ștefan a ridicat numai o singură mănăstire, Pudna, și că nici unul dintre boierii săi nu și-a făcut vreo biserică, dar este la fel de greu de crezut că orice urmă a lor a dispărut cu desăvârșire. Iar acum să vorbim despre căsătoriile lui Ștefan cel Mare. A fost căsătorit de 3 ori, de fiecare dată luându-și de soție o reprezentantă unei mari familii aristocrate de confesiune ortodoxă, Evdochia. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman. S-a căsătorit cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Chievului, era văr primar cu Casimir al IV-lea, regele Poloniei și marele duce al Lituaniei. După mamă, Evdochia se înrudea cu mari cneji ruși. Prima soție a domnului moldovean s-a stins din viață după 4 ani de căsnicie, în noiembrie 1467, lăsând în grija voievodului 2 copii mici, pe Alexandru și pe Elena. Doamna Evdochia a fost înmormântată la Biserica Mirăuților din Suceava, vechea mitropolia țării Moldovei, căci la Pudna încă nu se terminaseră lucrările de construcție. Maria Asanina. După 5 ani de văduvie, voievodul avea să se recăsătorească tot cu o prințesă ortodoxă, de această dată dintr-o ramură a neamului paleologilor bizantini, și anume familia princiară de Teodoro Mangop. Pe numele ei, Maria Asanina Paleologina, noua doamna Moldovei, se înrudea cu țarii bulgari, dar și cu împărații din Trabezunt. Cununia lui Ștefan cel Mare cu Maria Asanina a avut loc în zi de sărbătoare, la 14 septembrie 1472, de înălțarea Sfintei Cruci, cu dezlegare de la mai mari biserici, pentru că era zi de post. Nici această căsnicie nu a fost de durată, Ștefan rămânând din nou văduv după 5 ani de conviețuire cu Maria Asanina. Prințesa bizantină a murit la 19 decembrie 1477
și a fost înmormântată la Putna, unde își doarme și astăzi somnul cel de veci. De pe urma acestei relații s-au născut doi băieți, Bogdan și Ilie, dar amândoi au murit la vârste fragede. Despre Bogdan știm cu certitudine că se află înmormântat la Putna, piatra lui de mormânt fiind identificată în necropola dumnească. Tot așa și Ilie trebuie să fi fost înmormântat în aceeași necropolă, chiar dacă mormântul lui nu a fost identificat până în astăzi. Maria Voichița, cea de-a treia și ultima soție a lui Ștefan cel Mare, provenea din familia domnitoare a basarabilor din țara românească. Maria Voichița era fiica lui Radu cel Frumos și a soției acestuia, Maria de Spina. Dacă tatăl era urmaș al basarabilor munteni, frate cu Vlad Țepeș, genealogia soacrei lui Ștefan cel Mare a fost multă vreme subiect de controverse. Detalii importante au fost aduse la lumină din nou de cercetările întreprinse de istorici care au demonstrat în chip convingător că Maria de Spina era una dintre fiicele dinastului albanez Gheorghe Arianiti Comen. Ea și fiica ei au fost luate ostatice de Ștefan cel Mare în timpul campaniei din noiembrie 1473, când oastea domnului moldovean l-a alungat de pe tronul țării românești pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, și l-a înscăunat pe Laiotă Basarab. La Suceava, soția și fiica lui Radu cel Frumos au fost ținute ostatice mai multă vreme, dar tratate cu cinstea cuvenită. Căsătoria dintre Maria Voichița și Ștefan a fost celebrată cel mai probabil în toamna anului 1478, după ce se va fi scurs o perioadă de doliu după moartea Mariei Asanina. Noua soție i-a dăruit curând un băiat domnului în iunie 1479, care a fost botezat cu dublu nume, Bogdan Vlad, fiecare având o semnificație aparte. Bogdan era specific familiei domnitoare din Moldova, amintind nu doar de tatălui Ștefan cel Mare, ci și de descălecătorul acestei țări, în timp ce Vlad era specific tradiției onomastice din țara românească, amintind de tatăl și de fratele lui Radu cel Frumos, Vlad Dracul și Vlad Țepeș. Această situație are rolul de a explica și noua campanie militară a domnului moldovean în țara românească, unde îl înscăunează vremelnic pe Vlad Călugărul, și el fiul al lui Vlad Dracul, deci unchi dinspre tată al Mariei Voichița. Maria Voichița i-a mai născut și două fete lui Ștefan cel Mare, dintre care prima, botezată Ana, a murit de copilă și a fost înmormântată la mănăstirea Bistrița. Cea de-a doua fată, Maria, numită și Kneajna, a fost căsătorită în Polonia, unde a murit fără urmași, fiind adusă în țară și reînhumată la Putna, din voia nepotului ei, Ștefan cel Tânăr al Moldovei.